Neața lume și bine v-am găsit la un nou episod de FIFA 16. În acest episod o să încerc provocarea joacă precum România. Am văzut la Quick, un alt youtuber român, probabil ați auzit de el, probabil nu. A încercat această provocare și a zis ca toți youtuberii care văd acea provocare să încerce și ei. Și nu știu dacă mă consider și eu youtuber, sunt abia la început. Și am zis să încerc. După cum puteți vedea, acesta este primul 11 meciul cu Albania și sunt 5 mari reguli pe care trebuie să le urmăm. În primul rând, se pot da maxim 3 pase între jucători. Deci dacă dau 3 pase, deja cu ăla trebuie să mă duc tot terenul, să dau șut, nu știu. Stanciu trebuie să șuteze mereu imediat cum atinge mingea. Asta va fi greu. Trebuie să-mi dau mereu seama când va fi Stanciu, deci sper să nu uit. Stancu nu are voie să sprinteze. Foarte real, deci. Așa. La fiecare centrare, Tătărușanu trebuie să iasă din poartă. Na. Ca realitate. Și fiecare decizie arbitrului trebuie contestată vehement. Deci, mare parte, jucăm precum România. Cum e și titlul, deci haide să intrăm. Deci jucăm împotriva Poloniei. Wow. Hai, deci maxim 3 pase. Stanciu, șut. Șut. Începem bine. Una. Două, Stanciu. 3-1. Trebuie să încerc să mă ferez de Stanciu, nu știu. Aolo, mățel e depășit de Milik. Mățel, hai, una. Două. N-aș pe, mă bazez foarte mult pe pase când joc FIFA. Una. Stai prepet. Doi, Stanciu, băga mi-aș... Oh, deci numai la Stanciu ajunge mingea. Shots on here. That's a gift for them. It's an own goal. Nu te cred. Nu, deci nu te cred. Well, it comes with the territory, doesn't it, when you're in that kind of position. Bă, Tătărușanu, bă! Mor! Aoleu. Da, și acum trebuie să dau șut. Mă, bă, deci perfect. Deci ca în euro am jucat până acum. Deci gol de căcat. Stanciu numai gherle. N-am putut să legăm două pase. Lashikovski. Perfect. Un. Aoleu, stai, cu asta nu pot să sprintez. Ia, deja că era pe poartă, era gol, clar. Bă, arbitrule! Stai, a fost corner? Bă, ești nebun! Bă, arbitrule, tu ți... Iar suntem furați, frate! Aoleu, ci că corner! Doamne, mor. Ce arbitru de căcat. Doamne, iar țin ăștia cu adversarii. Bine, Kirikeș. Una. Prima pas. Ăla-i Stanciu, cred. Nu era Stanciu. Una. Du-te, Popa! Do. Oh, ce ai făcut, mă? Ia să vezi că acum trebuie să e Stanciu la lovitura liberă și trebuie să dau neapărat cu el. Nu mai e stăpânarul. Stai, cine? Repeliță. Un, două. A, o să încerc. Repeliță, bară!
Nu puteai să joci așa și la europene, nu? Așa. Olă, cu ăsta nu pot să sprintez. Stancu, bine mățel. Centrare. Crad, aia ar fost a treia pasă. Repetiți, Stancu. Hai să încercăm șutul lui Stancu. Corner. Prima pasă. A, era Stanciu. N-avem ce să fac acolo. Trebuia să dau pasă. Ce facem ăsta? Face și ăsta provocarea. Nu joacă Polonia la campionat. Numai că pana mea n-are ce să fac. Așa prea bine Polonia până acum. Două. Very good intercepting play there. Una. To get his position. Halibek. Offside. Normal că trebuie să fie fucking offside. Una. Pamesh. Ia. Connected a bit better than that. It's a simple save in the end from the long shot. Una. Asta nu pot să sprintez. Nu. Here's the cross. Of all the decisions that bine, are difficult to get right on a regular basis. Bine, bă, arbitrule. Bă, nu pot să cred. Ține cu noi arbitru în sfârșit. Una. Două. Trei. Gata. Du-te până... Trebuie să și-a dat seama că fac provocare, nu? Și adică parcă mă ajută un pic. Roșu! Roșu! Este! Hai! Un. Doi. Mățel! Mățel! Corner? Hai, trebuie să fie corner. Trebuie să fie corner. Mamă. Bă, arbitrule! Bă, se vede că nu ține cu noi. Bă, deci arbitru se dă căcat. Bă, trebuia să fie neapărat corner. Bă, ce arbitri! Lajikovski. Mamă, te rog, nu roșu. Bă, arbitru. Bă, arbitru, ăla n-a fost de galben. Ăla nu măcar n-a fost faul, nici nu l-am atins. Bă, arbitri ăștia zvarză. Doamne, bă, mor cu ăștia. N-ai ce discuta cu ei. Una. Hai, Alibe. Două. N-a fost. A fost. Reglăm microfonul. Da, nu fusese offside, deci chiar mă enervează arbitrul ăsta. Una, ăsta nu pot să sprint, ăsta nu pot să fug. Am o ceva să demarce, două. Mă, fac cea mai mare greșeală, trei. Bă, Stancu e dreptat sau stângaci? I-am pus-o perfect cu dreptul și a dat cu stângul. Stanciu, va de mama ta. Bine, una. Două. Mă, să vedeți acolo 50 de șuturi, dintre care doar două pe poartă. Toate numai la Stanciu. Că n-am dat ales. Una. Nu pot să spun cu ăsta. Două. O, bane! Tuți! Aoleu! Bine, bă, arbitru a dat corner. Una. Unde era și portarul ăla? Nu e rușine. Bine, bă, arbitru a dat out pentru noi. Bine, bă. Respect maxim. Una.
2. Bară, bă, Libec! Bară! Doamne! Nu cred! Cu asta nu pot să sprintez? Trebuie să ieșim cu Tătărușanu. Hai. Una. Așa. Doamne! Naționala României cea mai proastă. Doamne, două bări. Ăsta e Stanciu. De ce e el acolo? Gheru. Pune sare pe rană. After that drive from close range. Well, we are talking about quality really over quantity. Bine, Libec. Because they've had fewer shots but more goals. They have, they've been very clinical when they've got into goal scoring positions. Oh. Ce frumos. Prima oară, fază 2. Penalti, penalti, penalti. Stancu, unde e Stancu? Unde e Stancu? Stancu, Stancule, vino aici. Stancu. Stancule. Unde să dau? Dau sus. Golazo! Golazo! Singurul gol pe care putem să-l marcăm e din penalti cu Bogdan Stancu. Hai, stângați, Stancu. 1-1, bă. Divide. Preferi. Hai, una. Două. Ce facem aici? Următoarea pasă este foarte importantă. Du-te, Popa. Numai cu tine am ocazia să joc. Mă țele să o pământă. Ia, e corner. Trebuie neapărat să fie corner. Bă, arbitrul, ești nebun! Ala a fost clar un corner, l-a atins pe ăla! Doamne, iar ne fură ăștia! Una. Două. Trei. Ce face Alibec oricum? N-am cum să-ți dau. Penalti! Penalti! Bine, arbitrule! Bine, bă, băiatule! Stancu, unde e Stancu? Unde e Stancu? Roșu. Galben. Unde e Stancule? Golazo de Bogdan Stancu! Bă, cum vă zic, deci cred că am făcut cea mai perfectă provocare până acum, din câți youtuberi au făcut-o, deci am dat două goluri din penalti cu Stancu, deci nu cred că poate fi mai mult, mai perfect, adică... Stai, stau. We restart the game, 2-1. Ești pe bune, cred că am făcut cea mai perfectă. Numai că câștigăm, hai faza. Hai, una. Aoleo, Stanciule! It was an easy save because he was able to plot the path of the ball all the way into his hands. Lewandowski! That's great hands from the goalkeeper to make that kind of save. Hai, Hoban. Una, două. Stanc! Chu! Great work by the goalkeeper. The ball is his. He made sure he's protected it.
Dar pot să încep, zic. Ali Bek! Era imposibil, trebuia să fie din penalti. This is great banter. It really is. Doamne, corner, mulțumim, domn arbitru, sunteți de partea noastră, una. Și Grigore! Aolo, vai de mama lui. Bogdan Stancu, ups, am uitat, nu pot să sprintesc. My bad. Două. Oh. Frumos, a intrat. Bine, Kirikesh. Un. Unu. Aolo. Cum a trecut pe lângă ea. Nu, ieși. Apără-te, Tărușanu. Unu. Doi. Trei. Fuck. Trebuie să dau acum șut cu prepeliță. Stai că cu ăsta pot să sprintez. O, un pic de lag. Șut prepeliță. Doamne, mulțumim arbitrule că ați dat corner pentru noi. Stanciu pentru Hoban. Ah. Unu. Doi. Stancu! Stanciu trebuie să dea șut. The fuck? Deci ăla chiar a fost șut. Nu știu cât o să mă credeți, dar ăla chiar a fost șut. Stancu. Stancu! Uite bă, și eu când joc ca România tot câștig. Două penaltiuri, da, e, câștig. Aoleu, deci cum s-a nimerit. Stanciu, șut. Wow. Periculos. Și rage quit. Am câștigat provocarea. Yes, yes. Am câștigat cu 2-1. Două goluri din penalti ale lui Bogdan Stancu. Cât de real poate să fie acest lucru? Mamă, deci sunt extaziat. Și dacă credeți că sunt nebun când am... Taia asta. Și da, și acesta a fost și acest episod. O să vă pun canalul Quick în descriere de unde am aflat de această provocare. Până data viitoare, v-am pupat. Pa!